Odată cu reluarea cursurilor după vacanța de iarnă, se tot vorbește despre modificările aduse sistemului de învățământ din 2014. O noutate în acest sens este faptul că, din acest an, admiterea în liceu se va face pe baza mediei de evaluare națională în pondere de 75%. Astfel, în calcularea mediei de admitere în liceu, media de la evaluarea națională va reprezenta 75% față de 50% în anii trecuți, scăzând astfel la 25% ponderea notei din ciclul gimnazial. Este vorba de scăderea ponderii mediei din clasele 5-8 la admitere de la 50% la 25%. Mai precis, media de admitere se calculează din o pătrime media claselor 5-8 și 3 pătrimi media de la examenul de evaluare națională. În ceea ce privește susținerea evaluărilor la nivel național pentru clasele primare, acestea au fost introduse încă de anul trecut și se pare că vor continua și în acest an. De ce sunt importante aceste evaluări, ne-a explicat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Giurgiu. Rezultatele evaluării competențelor fundamentale la finalul clasei a doua sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor. Concret, acestea oferă cadrului didactic care conduce colectivul de elevi informații clare, printr-o evaluare unitară la nivel național, despre achizițiile pe care le are elevul la finalul clasei a doua, astfel încât în următoarea perioadă să știe care sunt nevoile de învățare ale elevului respectiv, unde anume trebuie îmbunătățit. Tot din 2014 se modifică și cadrul general privind admiterea în anul întâi în învățământul superior și nu vor mai fi luate în calcul notele din liceu. Până acum, luarea în calcul a notelor din liceu era lăsată la latitudinea organizatorilor examenului de admitere, respectiv a facultăților. Evaluarea națională, admiterea la liceu și bacalaureatul vor fi date din 2019 după modelul testelor PISA, respectiv cel de interdisciplinaritate, potrivit unei ordonanțe de urgență din 2013 care modifică legea educației. PISA este o evaluare standardizată internațional, proiectată împreună de către țările participante. România participă la aceste testări din anul 2000. Elevii români se află pe locul 45 din 65 de țări în urma testului PISA din 2012, rezultatele obținute de ei fiind sub media mondială la toate cele trei domenii evaluate, respectiv matematică, lectură și științe.